Salutare tuturor! Eu sunt Alex Mares. O să povestim despre Ebriza. În primul rând o să vă povestesc ce este Ebriza și ce problemă rezolvă. O să facem un case study, destul de scurt, mai un pic pe partea tehnică și organizațională la Ebriza, după care o să povestim de chestie foarte importantă pentru noi și cred că o să fie foarte interesantă pentru voi, mai ales dacă sunteți developeri, aplicații pentru Ebriza Marketplace și să vedem ce este aia Ebriza Marketplace. Probabil că toată lumea știe ce are un POS, Point of Sale, nu mă refer la POS bancar unde plătiți la un merchant, și mă refer la softul de Point of Sale, adică softul de gestiune a stocurilor și emiterea bonului fiscal, bineînțeles că e mult mai mult în spatele acelui soft, dar vorbim de chestia asta scurtă. Dacă mergeți, de exemplu, acum într-un bar, probabil că o să vedeți un desktop gigant pe barul efectiv, unde ospătarul o să vină, o să vă ia comandă, o să marcheze produsul, o să vă scoată bonul fiscal și eventual o să vă emite o factură. Toate aceste POS-uri au aceeași problemă, softul de POS. Nu numai în partea de Horeca, din hotel, restaurante, cafenele, cum am zis, barul, dar absolut orice business care gestionează un stoc oricât de mic și care emite un bon fiscal, are nevoie de un soft de genul ăsta. Toate softurile astea au aceeași problemă și nu numai în România, ci în toată Europa de Est. Sunt extraordinar de scumpe, sunt deloc fiabile, costă foarte mult mentenanța, ai nevoie de suport specializat uman care să vină efectiv în locație, să ți le instaleze, să tragă cabluri, să instaleze drivere și așa mai departe. Ai o șansă foarte mare să-ți pierzi datele la un moment dat. Suportul remote se face foarte greu, iar Barfix sigurează extraordinar de mult, deoarece fiind un soft instalat, durează până când faci un alt update. Acum o să vedeți într-un simulez foarte scurt cum rezolvăm noi această problemă și concret ce este Ebriza. Administrezi un local, un magazin sau oferi servicii? Inevitabil ai nevoie de o casă de marcat. Poți o soluție clasică însemnând desktop, monitor, imprimantă și multe cabluri sau poți opta pentru Ebriza, prima casă de marcat cloud din România. Ai nevoie doar de un device mobil, o rețea wireless și de o imprimantă fiscală. Toate acestea se conectează automat între ele, fără niciun efort din partea ta și fără niciun cablu de legătură. Dacă folosești mai multe device-uri, acestea vor fi în permanență sincronizate între ele, iar dacă îți faci probleme din cauza conectivității la internet, relaxează-te. Ebriza funcționează 100% offline, fără să afecteze productivitatea afacerii tale, iar în momentul în care conexiunea și-a revenit, toate modificările sunt sincronizate în cloud. Ba mai mult, Ebriza suportă un număr nelimitat de imprimante fiscale sau nefiscale, iar comenzile tale vor ieși automat la destinația dorită. Ebriza îți oferă gestiunea produselor și prețurilor, rapoarte de vânzare și consum pe care le poți accesa în timp real de oriunde într-un mediu securizat în rețeaua punctului tău de lucru. Ebriza este un POS virtual care îți oferă o gestiune a resurselor tale chiar și atunci când ai mai multe afaceri în diferite locații. Intră pe site și testează versiunea demo chiar acum. Ebriza. Cloud POS. Sper că pe scurt v-ați făcut o idee cam despre ce este vorba. O să intrăm o primă mai în detalii. O să încep foarte pe scurt de unde avem ideea și după o să începem cum am reușit efectiv să concepem softul ăsta. Ideea a venit foarte mulți ani în urmă, după două epic fail de investiție în două baruri în Cluj, ceea ce nu vă sugerez dacă nu știți cu ce se mănâncă, să nu mă să pierdeți bani. Eu, având și un full-time job, a trebuit să mă ocup de partea de POS, marcaj și tot ce aveam nevoie. Am aruncat pe fereastră alți bani pentru anumite softuri, le-am cumpărat, nu ne-au ajutat. Am început să-l facem pe al nostru, ne-am dat seama că e foarte complicat să faci un POS care să fie robust, să te și ajute și ne-am dat seama că toată lumea din business-ul ăsta în jurul nostru avea exact aceeași problemă. An mai târziu, mi-am dat seama că aceeași problemă este în toată Europa de Est și mai ales în toate țările unde fiscalitatea este atât de birocratic cum este la noi. Ce nu am găsit și ce nu există, de fapt, este un produs care satisfacă două nevoi foarte importante. Să fie plug and play și se poate integra cu absolut orice serviciu. Plug and play trebuie să ruleze pe absolut orice, trebuie să meargă fără să instalezi, fără să tragi cabluri, fără să pui drivere, fără să te oblige să fie Windows sau Linux. Efectiv, trebuie să meargă pe orice pentru un om care nu este, n-are nicio cunoștință tehnică sau de accounting. Să se integreze cu orice este foarte important
Din următorul motiv. Toată lumea știe că există aplicații de rezervări, de exemplu la un restaurant. Nici o aplicație de rezervări însă nu știe în timp real gradul de ocupare la un restaurant. Eu efectiv vreau să mă acum cu prieteni undeva în oraș și nu știu, nu pot să văd pe, nu știu, pe o rază de 5 km, de exemplu, există o aplicație unde se pune de restaurant. Dar nu știu unde găsesc o masă liberă, dacă masa mea preferată este liberă. De aici există enorm de multe aplicații care se pot îngloba direct în un sistem de gestiune. Și de fapt, asta este cea mai importantă chestie, pentru că orice vorbim, nu contează domeniul, că e Horeca, că e retail, orice aplicație, dacă într-adevăr vrem să aibă o aplicație cap-coadă, trebuie să integreze cu acest sistem de gestiune. Și de fapt, asta lipsea și noi încercăm să fill the gap. Bun, deci, acum foarte mulți ani, cum chiar foarte mult, vreo 3 ani, am avut o idee, aproape niciun ban în buzunar, full-time job, și am vrut să validez această idee. Adică să fac un MVP cât mai rapid și să văd dacă funcționează sau nu în piață. Singura soluție care am găsit-o atunci și se pare că a funcționat a fost să încerc să creez o arhitectură în care absolut totul să fie decuplat, în care dacă aș putea mâine să găsesc un developer, indiferent de tehnologia care o are ca și background, să poată să construiască ceva funcțional fără să aibă knowledge de business neapărat sau fără să aibă knowledge de ceea ce este deja construit în Ebriza, la acea oră. Așa am ajuns încet încet, adică am plecat de la iDesign, nu știu dacă cunoașteți cât de cât tehnica asta, care a fost concepută de, printre alții, de Chuval Lowy. iDesign este o tehnică foarte, foarte eficace, deoarece se axează foarte mult pe business case-urile funcționale ale aplicației. Să vă explic de ce. Toate căsuțele astea care le vedeți și o să vă explic ce înseamnă, sunt de fapt și servicii. Poate să fie orice fel de servicii, poate să fie BCF, ce vreți voi, în orice limbaje vreți voi. Ideea de bază este că acel manager, de exemplu, într-un design normal, va face o funcție, va avea o funcție foarte clară, de exemplu, de a edita useri. Și probabil că o să se numească, nu știu, user manager. În iDesign, un manager, de fapt, este o colecție de use case-uri comune. Adică nu va edita numai, nu se va numi un user manager, se va numi un security manager. Și acel security manager nu va salva numai un user, ci va valida că userul este corect, va asigna anumite roluri, va trimite mail, va vedea că securitatea e ok și, în fine, alte funcționalități. Toată chestia asta într-un use case. Dacă punem în practică regulile peste care o să trecem imediat și folosim acest design, atunci oricine poate să vină din afară, fără să știe ce este neapărat în cod în spate, ci el nu are niște endpoint-uri expuse, și poți să-i dai un task. Uite, am nevoie să-mi faci toată partea de securitate pentru Ebriza. Îi pui niște task-uri, trebuie să poată să facă chestia asta. Există deja anumite endpoint-uri făcute. Și o să te rog frumos să-mi faci use case-urile astea, pe care poți să le definești, nu știu, folosim BDD, de exemplu. Și o să vă explic un pic care sunt regulile la acest design. Tot ce vedeți cu verde acolo, sunt, bineînțeles, clienții. Poate să fie orice. Poate să fie un web application, MVC, web API, orice. Clienții tot timpul vor face și autentificare. Mai jos o să ajungem la serviciile de manager. La serviciile de clienții, simt, prima regulă este că un client va putea tot timpul să facă un call la un manager sau mai mulți. Coborând la manager, un manager va putea mai departe să facă un call la oricâte engine-uri sau oricâte resurse. Asta de jos sunt resurse, nu știu dacă se vede până în spate. Dar de asemenea, un manager va putea să facă un call către un alt manager, dar numai printr-un queue, adică un fire and forget. De ce nu ai cum dintr-un use case să faci call într-un totul alt use case și să primești un răspuns? Pentru că dacă ai aștepta un răspuns, înseamnă că ai făcut design-ul greșit. Înseamnă că, de fapt, este același use case. Dacă pui în practică toate regulile astea, la un moment dat, nu prea mai ai, în ghilimele, nu prea mai ai cum să greșești. Adică vei fi obligat să respecti acest pattern. Și până la urmă, chiar dacă le faci total decuplat, chiar dacă un serviciu scris în VCF, nu știu ce ar fi scris în OGS, nu contează, în final, acest serviciu va trebui să comunice și funcționalitatea va trebui să meargă. Deoarece, nu știu, scriu un integration test, un BDD, trebuie să funcționeze. Bun, dacă coborâm, resursele, după cum ziceam, resursele sunt ca un, să zicem, proxy cu lumea exterioară. Poate să fie orice acolo, poate să fie SQL, poate să fie Mongo, poate să fie un alt API, poate să fie un POS bancar, poate să fie absolut orice. Ideea este că trebuie să fie total decuplat
decuplată Ebriza de partea, să fie sistemul de partea externă. Un lucru foarte important este că orice operation contract dintr-un manager trebuie să se comportă într-un mod ACID, ASIC, probabil toată lumea știe ce e o tranzacție în SQL, de exemplu, lucruri pe care nu ai putut să aplici direct într-un sistem distribuit. Dacă, să zicem, toate serviciile ar fi VCF, să zicem că s-ar putea, dar asta nu este o regulă în designul nostru. Motiv pentru care singura regulă ca să reușești să faci chestia asta este ca orice call la o resursă care o să-ți schimbe starea datelor să se facă numai dacă ești 100% sigur că nu va eșua. De exemplu, am zis de security manager. Vrem să salvăm un nou user. Nu o să salvezi userul ăla decât dacă mai întâi fac un call la validation engine care îmi validează acel user și îmi zice că e ok. Nu o să mă duc mai departe și o să-i asignez anumite permisiuni decât dacă nu fac un call la un validation engine de permisiuni care să-mi spună că, într-adevăr, pot să pun permisiunile alea pe user. Și așa mai departe. Adică mai întâi validăm absolut toate call-urile, după care efectiv facem call-uri la resursă ca să schimbăm starea sistemului. Dacă urmărim tot timpul această regulă, atunci nu mai contează că serviciile alea sunt pe aceeași mașină, sau pe mașini diferite, sau comunică prin protocoale diferite, binding-uri, nu mai contează absolut nimic cu toate chestiile astea. Bun. Dacă o să urmărim arhitectura de iDesign, o să ajungem să avem foarte, foarte, foarte multe servicii. Ceea ce înseamnă că va trebui într-un anumit mod să le configurăm foarte ușor și să putem comunica foarte ușor între ele, după cum ziceam, indiferent ce developer avem și ce skill-uri am. Am avut task-uri care au durat 2 zile, de exemplu. Un developer a reușit să ne ajute să le facem o chestie foarte scurtă, a plecat, a venit altul, nu există timp de ramp-up, efectiv. Și atunci, am folosit două chestii destul de interesante, și anume parte de transparent proxies, și un singur fișier XML de configurare pentru absolut toată platforma. Transparent proxies, pe scurt, pentru orice tip de serviciu, de exemplu pentru VCF, trebuie să existe o bucată de cod care tot timpul îți va genera în timp real conexiunea către client, efectiv proxy-ul către serviciu. Și în același timp, aceeași bucată de cod trebuie să știe să posteze acel serviciu. Ceea ce înseamnă că developerul nou care o să vină, să creeze o funcționalitate nouă și vrea dintr-un anumit serviciu, dintr-un manager, de exemplu, să facă un call spre o resursă, singurul lucru care trebuie să-l facă este să injecteze interfața resursei în constructor. Absolut totul va funcționa. Nu trebuie să știe că serviciul pe care vrea să-l apeleze este în Amazon, la un anumit IP și la un anumit port. Nu-l interesează. El numai injectează interfața și funcționează. Absolut tot ce înseamnă configurarea serviciului, gen binding-uri, certificate, transfer mode, etc. Aici este un exemplu de serviciu VCF. Este pus direct în cod pe interfață, printr-un singur atribut. Astea sunt chestii care foarte rar se modifică pe obicei la crearea serviciului. Ceea ce înseamnă că ne mai rămâne partea de configurare, unde puteți vedea în dreapta. De exemplu, primul module, nu știu dacă se vede chiar până în spate, avem un manager.security care îl știe să comunice cu Ebriza Resource și un engine validation. Dacă o să ne uităm la chestia asta foarte mică, dacă e foarte mică, singur, ce este descris acolo jos este efectiv fiecare serviciu unde se găsește. Adică IP, port și atât. Și numele lui. Este un fișier XML extrem de simplu, foarte simplu de citit, care configurează call-urile în absolut toate serviciile. Nu mai contează că ai 10 sau 1 milion de servicii, totul se găsește în acest XML. Bun. Pot să zic că a funcționat treaba asta, chiar dacă a fost făcută cu foarte mulți oameni care au venit și au plecat. În final am reușit să ne facem MVP-ul și chiar am reușit să luăm și o mică investiție și se pare că a funcționat. Însă într-un mod foarte neortodox, care eu zic că e bine. De aia și scrie acolo mare roșu, nothing done by the book. Din simplu fapt, nu știu, eu am 14 ani de experiență în domeniu și un lucru în domeniul de development. Un lucru pentru mine e foarte clar. Cu cât folosești mai multe tool-uri și cu cât ai mai multe proceduri, cu atât ai o echipă mai dezechilibrată. Și ceva, problema este în echipă. Asta e motivul pentru care nici acum, poate că avem echipă de development, nu folosim Scrum, nu avem endless meetings, cred că nici un meeting de 2 developeri nu durează mai mult de 15 minute, nu facem estimări,
story points, poker cards, chestii de genul ăsta. Foarte puține unit teste și mai mult pentru parte de resurse care interacționează cu alte servicii care nu țin de noi. În schimb avem full integration test pe absolut tot ce înseamnă use case, adică toate use case-urile din manager, ce înseamnă că putem dezvolta mult mai rapid. Pentru că în momentul în care ai schimbat orice într-un manager, nu mai stai că două zile să schimbi unit teste numai că să faci code coverage, cum unele firme unde am lucrat în ECR au, ci imediat vezi dacă mai trece pe case-ul sau nu, pentru că de fapt asta te interesează. Mai funcționează business case-ul ăla, heavy flow care ți l-a cerut sau nu mai funcționează. Dacă funcționează, să nu fie ok. QA role tot timpul este luat de alt developer și no time for automation, din păcate se mișcă lucrurile prea repede. Avem, dar n-avem timp să le ținem up to date. Infrastructure și deployment, folosim Azure, infrastructure as a service. Am ales Azure și nu Amazon, de exemplu, pentru că este mult mai user-friendly. Dacă ai un startup în care nu îți permiți să ai un rol de DevOps, care e ultimul rol pe care ți-l permiți să-l plătești, atunci tu vei fi și DevOps tău și e mult, mult mai simplu să-ți rezolvi toate problemele în Azure decât în Amazon. Uite dacă e un pic mai scump. Folosim Continuous Integration, avem unul până la trei deployments pe production în fiecare săptămână, toate full automatizate, mai multe environment de test, demo, etc. și everything is managed in-house pe partea de infrastructură, adică suntem proprii noștri DevOps acum. Avem peste 120 de companii pe platformă, 1000 de user, 500 de user concurenți, peste 10 aplicații în Ebriza Marketplace despre care vorbim. Încă n-am lăsat produsul, o să lansăm probabil în toamna aceasta. Și acum partea cea mai interesantă, despre care o să povestim, se numește Ebriza Marketplace. Ebriza Marketplace, de fapt, este un ecosistem de aplicații care poate să le facă oricine și din sala asta, care se pot conecta direct cu sistemul POS de Ebriza. Vă dau un exemplu foarte scurt. Mâine deschideți o pizzerie. Își ia Ebriza, să-și facă bonul fiscal, totul merge minunat. Peste o săptămână, peste o lună, își dă seama că merge super bine pizzeria și începe să facă delivery. Și mai întâi o să facă delivery telefonic. Atunci el o să intre, clientul nostru o să intre în contul Ebriza, o să ducă în Ebriza Marketplace și o să caute o aplicație care să-i facă phone delivery. Și o să găsească una, deja avem, chiar așa se numește, phone delivery. O găsește toate informațiile despre ea, poate să clic, îi dă cum să o instaleze, din întâmplare phone delivery este o aplicație nativă și o instalează pe telefon. Totul ar trebui să dureze undeva la 5 minute, primește primul telefon de delivery efectiv pe aplicație. În momentul ăla când a răspuns, deja în Ebriza se deschide o notă, are toate datele clientului și tot procesul de delivery se face mult mai ușor. Clientul e fericit. Mai trec încă două luni, așa de bine merge delivery-ul, încât acum vrea să-și optimizeze flota și efectiv livrările. O să intre în Ebriza Marketplace, o să caute aplicații de optimizare livrări și o să găsească HipFleet. HipFleet, nu știu dacă ți-o zi ideea, este în Cluj deocamdată, este făcut de celălalt HipMenu, care exact asta face. Cu alte cuvinte, prin telefon a preluat comanda, i-a intrat în Ebriza, bucătarul, în funcție de istoricul bucătarului, de gradul de ocupare a restaurantului, de traficul din acel moment de la restaurant până la adresa dumneavoastră, și de toate alte informații pe care HipFleet le ia din Ebriza în timp real, HipFleet va trimite mașina la restaurant exact la ora care trebuie și clientului va spune foarte exact când ajunge pizza. Și așa mai departe. Deci se pot face extraordinar de multe aplicații. Rezervări, provider, stocuri, payments, orice vă puteți imagina. Se pot face și se pot conecta prin un API la Ebriza. Bun. Cine poate să facă aceste aplicații? Absolut oricine. Are skill-ul de development. Nu contează ce fel de skill-ul. Să faceți o aplicație nativă, puteți să faceți un web app, nu știu, puteți să faceți un widget în Ebriza, orice, absolut orice. Developerul care face efectiv, sau entitatea care face această aplicație, este tot timpul owner pe look and feel, pe suport, pe cum vrea să-și prezinte aplicația, pe orice update-uri, pe absolut orice vrea să-i transmită clientului. Prețurile, de asemenea, pe vor seta tot developerul. Poate să fie o aplicație gratuită, poate să fie subscription-based, poate să fie pe tranzacții, de exemplu. Păi imaginați exact cum vă instalați o aplicație pe telefonul vostru. Dacă vreți să începeți să faceți o aplicație, trebuie numai să intrați pe ebriza.com, faceți un cont de developer,
dacă ați făcut aplicații pentru mobile, de exemplu, e similar procesul, numai că e mult mai simplu. Există un API, există un framework UI care se poate folosi. Procedura este destul de simplă. Aveți un mediu de test, faci toată aplicația. După o validare din partea Ebriza, se face direct push pe online și orice client Ebriza deja poate să vadă aplicația, poate să o instaleze. How can you get money? După cum ziceam, developerul poate să-și seteze prețul. Imaginăm că faceți o aplicație de rezervări, că ziceam, chiar. Și vreți să o vindeți cu 2 euro pe lună. La un moment dat, în Ebriza o să fie, zicem, 10.000 de clienți. 10.000 de clienți, din aia 10.000 de clienți, 1.000 de clienți chiar cred că li se potrivește aplicația și ajută cu ceva. Deci 1.000 de clienți o să-și instaleze aplicația voastră de rezervări. Deci asta înseamnă 2.000 de euro revenue în fiecare lună de la cei clienți. Odată ce ați făcut aplicația, mai există decât mentenanță sau update-uri sau ce mai vreți să-i faceți. Dar revenue o să vină constant. Vedeți, se ocupă de absolut tot. Noi procesăm carduri, luăm banii de la client, facem billing-ul, factura, absolut tot se plătește direct către developer. Există un procent de 30%, bineînțeles, pentru toată treaba asta, care în final o să o ia Ebriza. Ce aplicații avem deja pe marketplace? Nu știu, HipMenu, dacă ați auzit de HipMenu, este o aplicație de delivery, cum e Foodpanda, probabil Foodpanda ați auzit, unde voi, de exemplu, comandați pizza de care am zis, unde scrieți fără măsline, scrieți absolut tot ce vreți voi acolo, faceți și plata dacă vreți, când ați dat semn, a apărut direct până la bucătar pe kitchen screen ca să știe că vreți fără măsline pizza. Nu mai există convorbire verbală între absolut nimeni, tot este automatizat. HipFree, de care am povestit, Do Your Own Burger este o aplicație unde, dacă mergeți în București, de exemplu, puteți să intrați pe niște kioscuri și vă faceți singur burgerul, drag and drop, vreau chiflă din aia cu castraveți din aia cu nu știu ce send, e voie să direct bonul fiscal cu self-ordering. Phone ordering, de care am povestit. Web ordering, dacă, exemplul meu cu pizza, își fac un site mâine și atunci au direct integrarea numai printr-o simplă instalare a unei aplicații, în ghilimele instalarea unei aplicații, de fapt este niște colori API. Mobile Pay, de care probabil că ați auzit, și metode de plată și alte aplicații interne. De asemenea, avem în development tot felul de integrări cu accounting, SimfoPay, M-Post, tot felul de dispozitive de plată bancară care o să apară la anul ăsta în România. So, we need you to make an app for Ebriza. Dacă cât de cât v-am făcut curioși, poate să intrați pe ebriza.com sau poate intrați cu mail și poate aveți o idee să faceți o aplicație. O puteți face foarte, foarte ușor. Mersi foarte mult!